Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Vorbim astăzi despre aparatul de aerosoli sau nebulizatorul. Este un aparat destul de util atunci când cel mic răcește. Iar cei mai mulți copii răcesc foarte des în primii ani, unii chiar și de 6-10 ori pe an. Fetița noastră nu a răcit chiar atât de des în primul ei an, dar 3 răceli tot a experimentat până acum. Iar prima oară a fost la doar o lună și jumătate. Atunci am aflat ce este și la ce folosește un aparat de aerosoli. Și tot atunci am descoperit că mai toți prietenii noștri cu copii îl foloseau intensiv în sezonul rece. Ce este, de fapt? Este un aparat nu foarte mare, depinde și de model, care transformă diverse substanțe medicamentoase în vapori. Aceștia ajung, prin inhalare, în căile respiratorii și chiar în plămânii copilului. Și din câte am observat, făcându-i aerosol fetiței noastre, e o metodă foarte eficientă de a trata răcelile. În plus, o sesiune de aerosol durează doar 10-15 minute și nu presupune nimic dureros. Deși nouă ne-a fost cam greu să-i facem copilului aerosol fără să plângă. Faptul că trebuie să stea cu o mască pe nas și să inhaleze un abur nu au încântat-o foarte mult, astfel că i-am administrat aerosolii prin somn. Ideal ar fi totuși ca terapia cu aerosoli să fie făcută atunci când copilul e treaz și liniștit, adică respiră normal și nu plânge. Altfel se cam pierde din efectul medicamentelor. Noi nu am reușit asta până acum, dar sigur o să mai avem ocazii. Pe scurt, terapia cu aerosol este foarte bună în tratarea afecțiunilor respiratorii la copii, chiar și la bebeluși. Însă medicul pediatru este cel care trebuie să recomande utilizarea aerosolilor. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!